drumul și o să-i dau cuvântul lui Cosmin. Salutare, Cosmin, și bine ai venit în mijlocul mediului ONG din România. Nișa sau departamentul un pic mai tehnologizat. Salut, salut Radu. Salutare tuturor, bună ziua și în primul rând mulțumesc Radu pentru introducerea aia pe care mi-ai făcut-o. Așa este, noi am lucrat împreună, ne știm și sper ca după ce vă prezint tuturor acest seminar, sper să vă pot fi de folos și vouă, așa cum a fost de folos și lui Radu și asociației Texup. În primul rând, aș vrea să încep cu o mică introducere despre mine și despre compania Seifinit. Lucrez în domeniul IT de peste 17 ani și în Amazon Web Services de peste 9 ani. Am trecut cam prin toate etapele, să spun așa, tehnice ale unei persoane care lucrează în cloud. Am început cu administrarea serverelor fizice, am fost operator în data center-urile mari, am pus mâna pe cloud, dacă îmi permite să spun chestia asta, schimbat hard disk-uri, schimbat plăcuțe de RAM, tot ce înseamnă acest parcurs, apoi am trecut pe partea de administrator Linux. Am devenit inginer DevOps, team leader, iar în 2021 am făcut pasul către Seifinit, compania pe care am înființat-o, și de atunci am obținut o sumedenie de certificări și acreditări, atât pe firmă cât și pe persoană fizică. Și în 2022 am devenit partener avansat Amazon Web Services. Cum spunea și Radu, noi ce facem practic, mâncăm Amazon Web Services pe pâine, ajutăm clienții, scopul nostru este să ne ajutăm clienții să utilizeze serviciile Amazon Web Services într-un mod cât se poate de eficient, atât din punct de vedere a costurilor, operațional, să fie totul în siguranță și dacă se întâmplă ceva să putem să ne repunem pe picioare cât de repede posibil. Am lăsat aici pe ecran, dacă aveți curiozitatea, să aruncați un ochi către pagina noastră unde avem prezentate serviciile, la fel către profilul meu de LinkedIn, dacă vreți să ne conectăm să mai discutăm una, două chestii, cu mare drag vă stau la dispoziție. Una din certificările pe care le-am obținut este cea de. Deci, Amazon Web Services oferă un număr de certificări oamenilor interesați, practic se dau niște examene, iar una dintre ele pe care am luat-o și la care țin foarte mult este cea de security. Practic, mă trece prin tot ce înseamnă security în Amazon Web Services și în cloud. Și pentru că sunt pasionat de partea asta de securitate, o să încerc să vă zic, cum a zis și Radu, să vă prezint ce consider că este neapărat de știut în domeniul ăsta în cloud, din punct de vedere al securității și cum prin niște operații care nu necesită foarte mult timp, practic putem să eliminăm până la 90-95% din atacurile potențiale care se pot întâmpla în cloud. Așa că o să începem cu o mică introducere în ceea ce înseamnă securitatea în Amazon Web Services și după asta am pregătit cinci, să spunem, arii mari unde consider că aș putea să vă ofer niște informații de folos. O să începem cu accesul în consola Amazon Web Services. După aia, cum putem executa niște operații simple de audit ca să vedem ce se întâmplă, cine face ce în Amazon. Vom discuta puțin și despre securitatea din punct de vedere a rețelei și a traficului care se întâmplă în environmentul nostru. Câteva noțiuni despre optimizarea costurilor, apoi să discutăm puțin și de backup-uri, după cum am spus,
în caz că se întâmplă ceva, să știm că putem să ne repunem pe picioare cât de repede și că nu suntem susceptibili atacurilor de tip ransomware. După aia vom discuta și despre chiar ceea ce am făcut cu Asociația TechSoup. Practic este un studiu de caz, ca să spunem cum arăta situația înainte să intervină Safinit, practic, ca și consultant pentru Asociația TechSoup. Iar la sfârșit lăsăm și o secțiune de întrebări și răspunsuri. Dacă aveți curiozități, voi răspunde cu mare drag la ele. Și să începem cu partea de securitate. După cum spunea și Radu, Amazon Web Services, ce fac ei? Deci, practic, sunt cel mai mare provider de servicii cloud din lume. Și, pe scurt, ei țin partea asta de găzduire de servicii, de servere, au data center-le lor proprii, răspândite pe tot globul, în diverse regiuni. Și noi, dacă vrem să ne ridicăm o aplicație, dacă vrem să găzduim un site, dacă vrem să ne punem backup-urile undeva, putem să ne folosim de serviciile Amazon Web Services. Dar asta nu înseamnă că dacă ne-am pus serviciile sau dacă ne-am pus datele pe Amazon, ele sunt prin definiție sigure. Dar nu sunt sigur, avem și noi responsabilitatea noastră. Și de aceea a venit Amazon cu acest model de responsabilitate împărtășită, Shared Responsibility Model. Și, practic, delimitează foarte clar care sunt responsabilitățile din punct de vedere a securității ale Amazonului și care sunt ale noastre. Da? Dacă, de exemplu, pe vremuri, când trebuia să ridici o aplicație, aveai, nu știu, un calculator la dispoziție, un server undeva, poate chiar în casă sau într-un data center unde aveai acces, acel, nu știu, te ocupai practic și de securitatea calculatorului fizic sau de securitatea hard disk-urilor sau de securitatea, nu știu, fibrei de internet, da? Tot ce înseamnă aceste lucruri. Acum, în zilele noastre, când cloud-ul este pus la dispoziție și folosim Amazon Web Services, Amazon Web Services practic își ia o parte din aceste responsabilități. Deci aceste data centere care sunt împărțite pe glob, da, sunt foarte sigure din punct de vedere al securității și al, nu știu, al stabilității datelor, dacă pot să spun așa. Practic, ei dau cu subsemnatul, da, pentru acest lucru și promit, au diverse certificări, au aceste data center-uri, că accesul fizic nu este permis. Da? Deci nu pot să vin eu de pe stradă și să pun mâna pe acele calculatoare care sunt găzduite de Amazon. Acele, din nou, componentele fizice trec printr-o sumedenie de operațiuni de curățare, de validare, până să ajung eu să pot să pun datele pe ele. Pentru că nu vreau, de exemplu, să mă apuc să dau drumul la un server și să văd că sunt date ale altui client acolo, da, până să apuc eu să fac chestia asta. Și AVS spune aceste responsabilități, responsabilitatea securității a cloud-ului în general. Da? Deci, când ajung eu să fac chestii, să arunc datele acolo, sunt sigur că acele componente care stau la bază sunt sigure. Da? După care vine responsabilitatea noastră, pentru că Amazon, ok, îmi pune la dispoziție un calculator sigur, dar eu prin câteva operațiuni pot să-l fac destul de nesigur dacă nu sunt atent la ce fac. Da? De exemplu, pot să instalez acolo un program ca și cum, nu știu, îl instalez pe propriul meu calculator, dacă îl iau dintr-o sursă nesigură, da, și el este, să spunem, virusat sau este predispus la virus, cu atât mai mult va fi predispus la virus și în cloud. Da? Pentru că asta e, de fapt, cloud-ul, nu e calculatorul meu, e calculatorul altcuiva. Da? Și, practic, sunt responsabil de componentele pe care le pun acolo. La fel, trebuie să am grijă de
dacă am nevoie să criptez datele, da, asta voi face tot din perspectiva mea ca și client și eu sunt responsabil de acele lucruri. Sunt responsabil de a ține sistemul de operare să îl actualizez, da, să instalez update-uri în momentul în care apar aceste lucruri, să pot să-l țin la zi cu cele mai noi cu cele mai noi patch-uri, pentru ca, nu știu, potențiali atacatori să nu poată să îmi spargă sistemul. Da? Ceea ce vreau să rețineți din chestia asta este că, da, într-adevăr, există o delimitare a responsabilității AVS și a responsabilității noastre ca și utilizatori ai AVS. Bun. Și hai să începem cu primul lucru, care este practic și din punctul meu de vedere cel critic, accesul la consola de AVS, da? Deci unde vedem noi toate serviciile din Amazon, unde vedem servere, unde vedem baze de date, unde vedem discurile pe care noi le folosim ca și utilizatori Amazon, da? Deci există această adresă, dacă scriem AWS Console, ne logăm practic în consola Amazon. Și avem mai multe posibilități, da? De a ne loga și de a, de a opera consola Amazon. Prima metodă, da, cea de bază de a utiliza este cea de a folosi practic adresa de mail cu care am creat noi contul. Da? Când a trebuit noi să creăm contul pentru Amazon, ne-a cerut o adresă de mail și o parolă și cam aia a fost. Da? Ne-am adăugat cardul de credit, de debit sau ce metodă de plată ați configurat acolo. Și în cele mai multe cazuri, cam aia rămâne metoda preferată de a ne autentifica în Amazon. Problema cu această metodă este că userul respectiv, da, deci cu adresa de mail și cu parolă, are drepturi depline în AVS. Da? Este administratorul suprem, poate să facă absolut orice în Amazon. Asta, ok, ne oferă nouă libertate de mișcare în Amazon și putem să facem orice, dar practic prezintă și o țintă principală pentru atacuri, pentru că cine pune mâna pe credențialele astea de root, așa îi se spune acestui utilizator, da? Utilizatorul de root, cine pune mâna pe acele credențiale de root are drepturi depline în contul nostru de Amazon, poate să dea drumul la instanțe foarte mari, poate să genereze costuri, poate să exfiltreze date, poate să facă absolut orice și este foarte greu după aia chiar și noi ca utilizatori care ar trebui să utilizăm acest cont să-l recuperăm. Se trece printr-un proces destul de complicat cu suportul de la AVS, durează și ok, hai să spunem că la sfârșitul zilei poate ne iartă o dată de costurile respective, dar ne va pune să completăm foarte multe formulare, să spunem că a doua oară nu se mai întâmplă, etc., etc., etc. Ca să trecem prin chestiile astea, vom discuta cum putem securiza acest user în caz chiar avem nevoie să-l folosim, cum putem să-l securizăm. Al doua metodă, puțin mai sigură de a avea acces la consola de AVS, este de a folosi așa numiții utilizatori de YAML. YAML vine de la Identity and Access Management, da? Deci managementul identităților și al accesului. Identitățile suntem noi, oamenii, da? Cei care accesăm consola, și accesul reprezintă politicile sau drepturile pe care le avem noi ca și utilizatori. Există în Amazon drepturi așa numite drepturi granulare, pentru că una este să dau un utilizator, de exemplu am un coleg și lui aș vrea să-i dau drepturi doar pentru a utiliza bazele de date. Dacă este nevoie de așa ceva, îi dau drepturi doar pentru bazele de date și nu are rost să-i dau, nu știu, drepturi de administrator. Da? Ok. A treia metodă, da, și cea mai sigură pentru chestia asta, se numește Identity Center. Practic este un serviciu separat. Și acest Identity Center sau opțiunea cea mai bună, Federated Identity Center, ce înseamnă?
Noi avem deja, cel mai sigur, niște mail-uri, să spun, pe care le folosim. Fie pe Gmail sau pe Microsoft Active Directory Office sau poate folosim Okta sau OneLogin, atunci cel mai simplu și cel mai sigur este ca noi să integrăm acel provider extern pe care îl avem, unde avem deja un set de credențiale, unde avem deja un user, o parolă, da? Să-l integrăm cu Amazonul și practic ne, logându-ne în OneLogin, logându-ne în Okta sau în Gmail sau în Active Directory, după aia putem să obținem drepturi în Amazon. Beneficiul la chestia asta este că nu trebuie să am grijă de două seturi separate de credențiale. Da? Am o singură sursă de adevăr care se află în OneLogin sau în Okta sau în ce am spus mai devreme și prin acel acces care e deja configurat undeva, am acces la consola de Amazon. Și cam asta ar fi ordinea, să spun, ordinea de preferat, da, de la cel mai puțin sigur la cel mai sigur, a accesului în Amazon. Și acum hai să discutăm puțin despre partea de remediere. Da? Cum am putea să luăm anumite acțiuni în Amazon încât să ne facem mai sigure fiecare din metodele respective. De la roșu la verde, roșu fiind musai de făcut, obligatoriu ar trebui făcut aceste lucruri. La sfârșit, după ce vom trece prin toate aceste capitole, voi prezenta un sumar cu toate lucrurile care ar trebui musai de făcut în funcție de capitolul respectiv. Bun. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem este într-adevăr să ne securizăm acest user de root. Da? Fiecare entitate, dacă pot să-i spun așa, de acces în Amazon, are și o serie de chei sau hai să spunem de parole speciale. Da? Aceste parole speciale ar putea fi folosite ca să pot să dau drumul sau să iau acțiuni în Amazon, gen să dau drumul la o instanță, să creez o bază de date, să copiez anumite lucruri programatic, nu neapărat din click în consolă. Și acestea se numesc access key-uri. Sunt foarte puternice pentru cine are experiență tehnică, știe la ce mă refer, pentru cine nu, mai pe scurt, pot fi folosite ca să programeze automat aceste acțiuni mult mai rapide. Și chiar și utilizatorul acesta de root are cheile respective. După cum am spus, utilizatorul de root fiind extrem de puternic, dar fiind cea mai puternică entitate de pe contul nostru, din environmentul nostru de AVS, cel mai bine și cel mai bine este să ștergem efectiv cheile respective, nici măcar să nu existe. Da? Să nu existe posibilitatea ca cineva să le fure. Cea mai bună posibilitate ca să nu le fure este să nu existe. Bun. Chiar și parola ar trebui să nu o stocăm. Da? Deci am zis, chiar dacă noi la început ne logam cu acest user de root, nu stocăm parola nicăieri, nici într-un document Drive, nici într-un Excel, nici în Password Manager, nicăieri. Și atunci vine întrebarea, ok, păi și cum, dacă voi avea vreodată nevoie de root, ce fac? În momentul ăla inițiez o operațiune de reset password, da, îi spun, mi-am uitat parola și parola este trimisă în momentul ăla pe mail-ul pe care l-am configurat noi și care, teoretic, numai noi ar trebui să avem acces la el. Este cea mai sigură metodă și cea mai utilă. De fiecare dată, dacă vom vrea să avem, sunt unele acțiuni care pot fi făcute doar cu root. O dată la, nu știu, câteva luni, de exemplu, să schimb cardul de credit, că poarta a expirat. Da? Ok, intru cu root-ul, dar am dat atunci forgot password, mi-am luat parola nouă, n-am stocat-o, m-am logat, mi-am făcut treaba și am uitat de ea. Asta este tot ce trebuie făcut. Și de asemenea trebuie dat enable și la multi-factor authentication cu un Google Authenticator sau cu Authy sau cu orice alt autentificator folosim noi. Da, îl avem stocat pe telefon, dacă avem nevoie de parolă îi dăm reset, ne-am logat, am intrat și cu MFA și este sigur. Și practic așa ne asigurăm că utilizatorul de root este secure. După aia, hai să discutăm puțin despre acest utilizator de YAM în momentul în care îi folosim. Da? Deci chiar și noi, dacă trebuie să avem acces, nu intrăm cu root-ul, ne facem un utilizator de
i-am cu drepturi de administrat. În primul și în primul rând, dacă facem chestia asta pentru noi sau pentru colegii noștri, hai să configurăm o politică de parolă destul de puternică. Adică să trebuiască să utilizăm caractere speciale, cifre, litere mari, litere mici. Există această chestie în Amazon. De asemenea, am menționat adineauri, hai să dăm drepturi utilizatorilor doar către ce au nevoie. Dacă un utilizator trebuie să umble doar cu serviciu de baze de date sau doar cu serviciu de servere de EC2, trebuie să-i dăm drepturi doar acolo și nu drepturi mai mult decât îi trebuie, da, de administrator. Nu are sens să facem acest lucru. De asemenea, și pentru utilizatorii de IAM vom activa cerința ca ei, în momentul în care intră, să își configureze MFA-ul de pe telefon. Da? Iar, cum am spus, cea mai sigură metodă este acest Identity Center, da? Unde vom conecta Okta sau OneLogin sau ce folosim noi cu Identity Center și, practic, nu mai trebuie să mai configurăm noi parole, MFA-uri sau tot ce ține de acest lucru în Amazon, ele fiind deja configurate pe partea cealaltă în OneLogin sau în Okta sau în Gmail. Bun. Următorul pas care ar trebui să-l avem în vedere. Ne-am asigurat că accesul în Amazon este cât de cât sigur, dar după aia tot se întâmplă, nu știu, acțiuni, lucruri în Amazon de care am vrea să fim totuși conștienți, să aflăm ce s-a întâmplat. De fapt, ideea este cine, ce a făcut, când și de unde. Cam astea ar fi întrebări la care ar trebui să putem să răspundem oricând, da? În caz că se întâmplă ceva în Amazon. Și, practic, Amazon pune la dispoziție un serviciu care se numește CloudTrail. Da? Acest CloudTrail înregistrează, practic, constant, orice fel de acțiune se execută în Amazon. Fie că intră cineva și dă drumul la un server, fie că stinge cineva un server, fie că șterge o resursă, fie că creează o resursă sau configurează sau, nu știu, accesează niște informații, aceste lucruri sunt înregistrate prin serviciul de CloudTrail. Serviciul de CloudTrail își va stoca toate aceste informații într-un alt serviciu care se numește S3. Este un serviciu de stocare pentru de lungă durată și ieftin, da? După care noi putem configura cu aceste informații, dacă avem vreodată curiozitate, putem configura servicii de analiză, putem crea alerte, putem face o sumedenie de lucru. Dar cel mai important lucru, da, este să activăm prima dată serviciul. Pentru că s-au întâmplat multe cazuri în care am fost chemați să investigăm sau să ne ajutăm clienții și să-i ajutăm cu informații că s-a întâmplat ceva și, practic, serviciul de CloudTrail nu era activat. Deci erau pierdute datele referitoare la audit. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să ne asigurăm că în contul nostru, dacă navigăm către serviciul de CloudTrail, să ne asigurăm că este activat și că este pornit. Primul lucru. În al doilea rând, ar trebui ca aceste fișiere, care sunt destul de importante și, practic, arată înregistrările la ceea ce s-a întâmplat în contul nostru, să fie stocate undeva în aceste bucket-uri de S3, serviciul de S3, să fie stocate acolo și să fie criptate, iar accesul către resursele respective să fie restricționat. Deci eu, ca administrator, ok, am acces, dar dacă intră altcineva, un coleg de-al meu care poate nu are același nivel de acces cu mine sau nu trebuie să vadă acele lucruri, da? Pur și simplu să nu aibă acces la informațiile respective. De ce? Se mai poate întâmpla, sunt
acești actori malițioși care pot căpăta acces, da, în conturile respective de Amazon și pot șterge chiar și înregistrările. Deci chiar dacă intră într-un cont și dau drumul la niște instanțe foarte mari, ceea ce fac în secunda 2 este să se ducă să șteargă urmele, practic, din înregistrările respective. Ori dacă locația în care aceste înregistrări sunt stocate nu este protejată, ei pot face aceste lucruri. Dacă este protejată, cum am spus aici, cu strict access control, cu politicile astea de IAM, care practic spune nimeni n-are voie să umble în afară de administratori, atunci e ok. Măcar putem investiga după aia ce s-a întâmplat. Mai mult de atât, da, intrăm deja în zona verde, în zona utopică, să spunem, a auditului. Ce mai putem face? Putem integra niște alarme. Adică, ok, avem pornit serviciul de CloudTrail în caz că se întâmplă ceva, pot să intru, nu știu, să verific ce s-a întâmplat, dar chestia asta se poate întâmpla uneori și după o săptămână, pentru că nu știu că s-a întâmplat, decât când mă anunță cineva. Așa că cel mai bine ar fi să avem activat serviciul ăsta de alertare, adică dacă, de exemplu, umblă cineva la niște resurse la care nu ar trebui să umble dintr-un oarecare motiv. Cineva i-a dat niște drepturi în plus sau cineva a scos niște drepturi de pe resursa respectivă și acum este preaccesibilă. Da? Configurăm niște alerte și în momentul în care se întâmplă acel lucru, suntem notificați, nu știu, fie pe mail sau suntem notificați chiar și pe telefon. Putem să primim un mesaj SMS. Atenție, cineva a umblat la, nu știu, bază de date, da? Unde nu ar trebui să umble. Și putem lua acțiunile mult mai rapid în acest sens. Da? Și mai putem fi mult mai eficienți. Ok? Bun. Hai să atingem puțin și partea de securitate a rețelei. Practic, noi având aceste platforme expuse pe internet, noi suntem susceptibili oricând unui atac. Asta se întâmplă, face parte din viața normală, nu este ceva, nu știu, deosebit, trebuie să ne obișnim cu ea. Resursele fiind publice, ele sunt scanate constant de mii de ori pe zi, da? De către acești actori malițioși. Da? Și practic ce fac? Nu știu, au. Să spunem, aveți un site pe internet, cu siguranță el are o adresă IP publică, da, acele cifre. Ele sunt scanate constant de către acești roboți. Și în momentul în care cineva scanează adresa respectivă și vede că traficul este permis, va restricționa puțin atacurile și va încerca mai mult. Ia să vedem ce are persoana respectivă. Are un WordPress instalat acolo, are o platformă de e-learning, are o mașină Windows, încearcă diverse chestii. Dacă accesul este permisiv și dacă mașina mai e și vulnerabilă pentru că are sistemul de operare vechi, dar are vulnerabilități, cu atât mai mult cresc șansele ca resursa respectivă, da? Nu contează că e în Amazon sau în altă parte, cu atât mai mult cresc șansele ca resursa respectivă să fie atacată și să fie efectiv să fie exfiltrate datele sau să fie compromis, da? Mai pe scurt. Ce putem face noi în chestia asta? Da? Sunt niște acțiuni, după cum am spus, care sunt low effort, deci acțiunile se întâmplă. Configurarea asta se poate face în câteva, nu știu, hai să spunem ore, da? Și practic, dacă luăm acțiunile respective, restrângem foarte, foarte mult suprafața de atac. Deci atacatorul vede, avem închise porturile respective, practic știe că nu mai are ce să facă și trece mai departe. Da? Și astfel limităm, după cum am spus, poate 95%, dacă nu chiar mai mult, din atacurile potențiale pe internet. Și aici am pregătit o serie de diagrame, da, ca să explic pe scurt ce ar însemna chestia respectivă. Deci, cel mai probabil avem, nu știu, un server undeva în Amazon care este configurat în zona publică și acceptă trafic de peste tot. Dacă se întâmplă chestia asta, după cum am povestit, există o grămadă de atacatori, da, potențial, care nu știu, generează
trafic sau încearcă să ne atace resursa respectivă și doar o mică parte din utilizatorii noștri pe care îi vrem vor reprezintă practic totalul din reprezintă utilizatorii buni din numărul total de utilizatori. Putem îmbunătăți situația asta făcând o restricție, da, pe așa numitele porturi, da, adică adresa noastră să fie să accepte trafic doar web, da, sau doar de baze de date, sau doar pentru ce avem nevoie. Să nu lăsăm traficul deschis către toată lumea. În momentul în care se întâmplă chestia asta, deja am restricționat, deja numărul de atacatori potențial scade drastic, da, pentru că nu vor mai reuși. Și cum a spus aici, da, 8443, care sunt aceste porturi pentru traficul web, îl lăsăm de peste tot, dar traficul pentru managementul instanței, pentru SSH sau pentru baze de date, lăsăm deschis doar de la un set mic de adrese. Da? De exemplu, dacă lucrăm de acasă, ne lăsăm IP-ul de acasă, da? Și dacă se schimbă, îl modificăm. Și practic, după cum am zis, restricționăm accesul. Putem trece și la nivelul următor, unde putem sparge și mai mult componentele și practic utilizăm zonele private, utilizăm servicii managed din AWS în care nu dăm acces chiar deloc resurselor noastre decât dacă este nevoie. Avem și aceste resurse care ne protejează datele de către atacuri binecunoscute, Web Application Firewall. Putem duce lucrurile la, hai să zic, extrem, da? Și dar în cazul ăsta avem siguranța că 99,99% din traficul care vine către aplicația noastră este cel legitim și practic atacatorii nu prea mai au ce să facă. Dacă avem chiar și în situația asta atacatori care reușesc să spargă barierele astea, cu siguranță avem niște probleme mult, mult mai mari decât ne-am imaginat noi. Înseamnă că am devenit o țintă pentru cineva și ar trebui să luăm cu totul și cu totul alte măsuri, dar aia este o altă discuție. Cosmin, dacă îmi permiți un pic aici, ca te rog. Să demitizăm una din... E o întrebare pe care am mai primit-o noi de-a lungul timpurilor și mai ales de când am tratat tema asta de securitate un pic mai avansată. Și plutește acest mit. Bine, specialiștii în IT o să râdă, dar nu suntem toți specialiști în IT. Există această credință cumva yin și yang că dacă câștigi ceva, pierzi ceva. Și întrebarea e ceva de genul, dacă recurgem la aceste măsuri de restricționare, nu cumva asta scade performanța, nu știu, site-ului nostru se încarcă mai greu, e mai greu de utilizat, că na, oamenii profani în general gândim, și eu gândeam așa, că nu poți să le ai pe toate. Mai multă securitate, poate se încarcă site-ul meu mai greu, dacă se încarcă site-ul meu mai greu, lumea zice skip, lasă-l că nu merge. E sau nu e? Pentru cazul pe care l-am descris adinea, unde conținutul nostru este web, adică deschid o fereastră, un browser, un Google Chrome și ceva și scriu acolo o adresă. Da? În mod normal, acest lucru deja se întâmplă doar pe acele porturi, pentru că așa se numesc ca 8443, sunt niște porturi prestabilite. Da? Și traficul către porturile respective deja se întâmplă doar pe acolo. Ideea este că serverul nostru, da, mașina, mai are și alte procese pe lângă cele web, cum ar fi managementul efectiv, adică să fac ceva în linie de comandă pe server. Da? Acel lucru se întâmplă pe alt port, nu pe 8443. Sau bază de date, care de obicei se află tot pe mașina respectivă, sau un alt proces. Acele procese, ele nu trebuie accesate din exterior de către utilizatorii normali. Da? Utilizatorii malițioși, da, acești atacatori, ei încearcă să vadă dacă acele procese sunt publice, care nu ar trebui să fie. Noi ce facem este pur și simplu să le închidem din exterior, pentru că oricum n-ar trebui utilizate din exterior. Da? Atâta tot. Chestia asta, ca să-ți răspund pe scurt, nu duce la un decrease al performanței în niciun caz. Ok, super.
Mulțumesc. Sigur. Busting myths. Demitizăm. Ok, super. Mai e vreo întrebare arzătoare acum din public sau putem să trecem mai departe și vedem mai Deocamdată încolo? nu. Deocamdată. Ok. Bun. Și cum putem remedia problemele respective care țin de traficul de rețea? În primul și în primul rând, acest principiu de least privilege, adică dacă nu este nevoie ca cineva să intre pe portul respectiv, pur și simplu nu îi dăm voie. Da? Deci limităm traficul către ce avem nevoie, folosind ori adrese specifice, ori limitând exact porturile respective. Da? Dacă nu avem nevoie din exterior să intrăm pe SSH, pur și simplu nu dăm voie, da? Și restricționăm acel security group încât să permitem traficul doar pe porturile aplicației noastre și atât. Această zonă verde de re-architect de network are legătură cu ce am spus în ultima diagramă, deci practic putem delimita zona de rețea în zonă privată, zonă publică, putem pune bazele de date. De ce insist pe bazele de date? De obicei, bazele de date sunt sunt componentele critice din arhitectura noastră. Acolo se află datele clienților, acolo se află nume, adrese, poate chestii care intră în zonă de GDPR. Dacă se întâmplă ceva acolo, de obicei, sunt expuse public acele date, este destul de complicat după aia să dăm cu explicații, să dăm cu subsemnatul că s-a întâmplat și de obicei prezintă destul de multe probleme. Deci baza de date ar trebui văzută ca o componentă critică, toată atenția spre securizarea ei în orice moment, da? Pentru chestia asta. Dacă avem nevoie la un moment dat să intrăm pe serverul respectiv pentru că trebuie să, nu știu, vedem că s-a întâmplat ceva, ceea ce nu ne este nou vizibil din zona de web, da, din browser, acest lucru se poate face într-un mod sigur, fără chiar să mai dăm drumul la SSH, prin serviciul de Systems Manager. Există și această posibilitate. Ok, hai să discutăm acum, pentru că am atins aceste secțiuni de securitate, și anume de accesul în Amazon, de auditul acțiunilor și de securitatea rețelei. Hai să discutăm puțin și de partea de costuri, pentru că nu contează că discutăm despre organizații non-profit, nu contează că discutăm despre startup-uri, SMB-uri sau enterprise-uri. Toată lumea vrea să utilizeze Amazon într-un mod cât mai eficient din punct de vedere a costurilor. Și rolul meu ca și partener AVS nu este să vând servicii AVS și să încarc facturile clienților. Nu. Rolul meu este să ajut clienții să utilizeze Amazon într-un mod eficient, chiar și din punct de vedere al costurilor. Da? Să menținem costurile mici, dacă se poate. Da? Și de ce contează chestia asta? Am spus aici, practic, mai ales în zona de non-profit, practic trebuie să ne justificăm fiecare dolar pe care l-am folosit și trebuie să facem chestia asta într-un mod extrem, extrem de eficient. Bun. În primul și în primul rând, pentru partea de costuri, da, chestia care trebuie făcută musai, ar trebui să punem niște alarme. Pentru că se poate întâmpla ca cineva, nu știu, ori noi, da, fie dăm drumul la un server prea mare și uităm de el, fie cineva, la fel, dintre colegii noștri, sau fie chiar cineva care a intrat într-un mod ilegal, să-i spunem, în environmentul nostru și a lansat niște resurse mari, putem să punem aceste alerte de cost, să fim alertați în momentul în care, ok, ne stabilim cât avem noi bugetul lunar în Amazon. $100 mai mult nu ar trebui să cheltuim. Putem să ne setăm o alertă de cost, ca în momentul în care bugetul a ajuns la 80% din această sumă, să primim o notificare pe mail sau, cum am spus, chiar și pe telefon. Și dacă primim o notificare de genul ăsta că 80% din bugetul pe luna curentă a fost consumat și suntem pe data de 3 a lunii, înseamnă că e o problemă.
da? Și ar trebui să știm atunci ce s-a întâmplat. Intrăm, oprim resursele, putem lua acțiuni mult, mult mai rapid decât să aflăm la sfârșitul lunii că avem de plată, nu știu, bugetul nostru este de 100 de dolari și noi dintr-o dată avem de plătit 1500. Nu e plăcut să avem discuția asta. Sau, scuze, doar să fac completarea, că știi, la ONG, când le spui, când le-am spus că e un program AVS care oferă credite, noi în general înțelegem prin asta că așa e această industrie, că nu plătim. Ceea ce e adevărat, 1000 de dolari credit pentru 12 luni. Dar cum bine ai zis și tu, ideal este să-ți porționezi cumva aceste credite, să te asiguri că, sau să încerci să te asiguri că cei 1000 de dolari te țin pe cele 12 luni, faci un soi de buget, ca să nu afli că, na, să zicem că am început în ianuarie, suntem în martie și deja am ars 800 de dolari din cei 1000, pentru că atunci, na, va trebui să intrăm pe plată, ceea ce nici asta nu e neapărat o tragedie, dar și atunci trebuie să fim și mai atenți cu banii. Da, scuze. Exact. Exact. Nu. E o informație în plus foarte binevenită. Așa e. Ideea că aceste alarme de buget pe care le pun eu iau în considerare și creditele. Da? Creditele sunt pur și simplu o chestie care se configurează în Amazon și din nota noastră de plată totală sunt scăzute creditele. Dar dacă noi ne punem, cum ai zis și tu, acest buget, bugetul nu știe de credite, practic ar trebui să știm dacă luna respectivă s-au dus chiar și 80 de dolari din credite, da, în data de 3 ale lunii. Înseamnă că e o problemă dacă noi avem bugetul mult mai mic de atât. Ok. Ce mai putem face în continuare? Da? Ne-am pus aceste alarme de cost, după care putem intra chiar în analiza resurselor, să utilizăm resursele eficient. Există, dacă veți avea curiozitatea, puteți să căutați instance types sau database types în AWS. Da? Și practic o să apară acolo o listă de sute de tipuri de servere, da? De familii de servere și de tipuri. Da? Și practic există diverse cazuri în care folosim una din ele. Există tipuri de instanțe care sunt mai bune pentru aplicații care consumă mult procesor. Există familii de instanțe care sunt mai bune pentru cele care consumă mai mult memorie, mai mult disk, mai mult rețea. Da? Și există aceste familii, M, R, T, dacă o să aveți curiozitatea, le veți vedea. Ideea că nu există, nu știu, un tip de instanță care să acopere toate use case-urile, da? Există ceva apropiat de asta. Se numește general use, da, tipul de instanță M sau burst care e T și majoritatea merg pe chestiile astea. Dar există și generații. Da? Deci fiecare tip R, M are și această generație, generația 5, a 6, a 7. Ei, contrar așteptărilor, da, o instanță mai nouă, dintr-o familie mai nouă, nu este mai scumpă decât una mai veche, este mai ieftină decât una mai veche. Pentru că și pentru Amazon are sens chestia asta, pentru că vrea să scape la un moment dat de toate aceste componente, pentru că odată cu trecerea timpului și cu procesoarele mai noi, ele au devenit mai eficiente din punct de vedere energetic sau din punct de vedere al calculului. Deci pentru ei este mult mai rentabil să ruleze un server cu un procesor mai nou, care consumă mai puțin, decât unul mai vechi care consumă mai mult. Și de asta ei practic încurajează, da, prin niște reduceri, acum na, nu vorbim de reduceri de 50%, da? Dar sunt, de exemplu, de 10%, de 8%, da, între o instanță de tip M7, să spunem, și un M6, cu aceleași resurse alocate, adică cu același număr de core-uri, de procesori și cu aceeași stocare de RAM. Da? Deci, practic, să luăm decizia să folosim instanțele într-un mod eficient. La fel și pentru discuri. Da? Există tipurile astea de discuri care se numesc GP3, sunt pe SSD
Și sunt mai ieftine și mai bune decât instanță, decât tipul de SSD-uri vechi pe GP2 și avem chiar și performanțe mai bune cu ele. Dacă am realizat și toate lucrurile astea de analiză, da, și de utilizare eficientă a resurselor, după aia putem merge mai departe, putem să punem, de exemplu, dacă avem mai multe aplicații, putem să le etichetăm, să etichetăm resursele, ca la sfârșitul lunii să știm, ok, nu știu, aplicația 1 din mediul de dezvoltare costă atât pe lună, da? Sau aplicația 2 din mediul de testare costă atât pe lună. Practic, fiecare resursă ar trebui să aibă o etichetă cu ce considerăm noi că este de interes, nu știu, departamentul, țara pentru care este aplicația respectivă, mediul, că e de dezvoltare, că e de producție, că e de testare, dar totul să fie etichetat ca la sfârșit să putem să avem un desfășurător pe costuri care să aibă sens pentru noi. Ce mai putem face? Există, să spunem, nu știu, avem niște resurse care sunt folosite doar în timpul zilei de către personalul care lucrează. Da? Deci de dimineață de la ora 8-9 până seara 6-7. Ok, dacă ne aflăm în cloud, dacă ne aflăm în Amazon, unul din beneficiile astea este că eu pot să închid resursele respective când nu sunt utilizate. Și dacă le închid când nu sunt utilizate, nu plătesc pentru ele. Ok? Dacă am un server care merge, în loc să meargă 24 de ore, da, merge doar 8 ore, da, deja este o reducere a costurilor de 60%. Da, clar, doar pentru resursa respectivă. Și putem implementa aceste automatizări care spun că, ok, dimineața la ora 9 am deschis mașina, seara la ora 7 am închis-o și elimin din cost. Altceva ce mai putem face este, într-adevăr, să intrăm, da, după prima lună de consum și asta nu contează, din nou, credite sau necredite, pentru că, la fel cum a zis și Radu, creditele se termină la un moment dat și va trebui să intrăm pe plată. Ei, în momentul în care intrăm pe plată, ar trebui să ne asigurăm că facem chestia asta într-un mod cât de eficient posibil. Deci, pe perioada creditelor, să folosim în fiecare lună, poate chiar în fiecare săptămână, să aruncăm o privire pe costuri. Da? Costurile alea nu înseamnă că le și plătim, dar înseamnă cât ar costa dacă nu am avea credit. Da? Practic. Și în săptămâna 1 mă uit, ok, am plătit pe mediul de dezvoltare, am plătit, nu știu, $50 și uite, am o resursă care merge acolo. De ce se întâmplă chestia asta? Hai să ne punem întrebări, poate putem să o oprim. Luând chestiile astea din timp, da, săptămână de săptămână sau lună de lună sau după un program care are sens pentru noi, odată ce am ieșit din modelul ăsta de credite și intrăm pe plată, putem să ne asigurăm că am făcut chestia asta într-un mod cât de eficient posibil. Da? Și am scos de peste tot unde nu are sens să dăm bani degeaba. Okay? Bun. Ultimul aspect din capitolul ăsta pe care vreau să-l ating este cel de backup-uri. Da, practic, cum am spus, chiar dacă suntem în cloud, chiar dacă, nu știu, sunt calculatorile undeva într-un mediu sigur, la un moment dat se pot întâmpla lucruri care au fost poate inițiate de noi. Nu știu, am avut o experiență de a lansa o versiune a aplicației care, pentru că a fost codul de așa natură, ne-a corupt datele. Da? Se poate întâmpla. Se poate întâmpla ca, nu știu, discul, da, care se află în data center-ul Amazonului, dintr-un motiv sau altul, să fi fost corupt. Da? Se întâmplă chestia asta și este trecut în termeni și condițiile Amazonului. Se întâmplă foarte rar, pentru că au un SLA de 99,99%, dar există posibilitatea. Și atunci, cel mai bine, dacă avem aceste date critice care nu suportă absolut de nicio natură să ne fie șterse, să activăm aceste backup-uri. Okay. Și ce putem face? În primul și în primul rând, cel mai greu lucru în toată chestia asta, dar și cel mai simplu, dacă pot spune așa, este de a identifica, în primul și în primul rând, ce anume trebuie la ce anume trebuie să facem backup, pentru că unul nu știm. Da? Sunt bazele de date, poate sunt niște discuri, poate sunt niște bucket-uri de S3 unde avem stocate rapoarte care nu le mai putem regenera din aplicație, etc. etc.
ci în primul rând să facem o analiză pe resursele noastre, pe aplicația noastră și să spunem, ok, alea sunt componentele din aplicație pe care trebuie neapărat să avem un backup la ele, pentru că altfel nu putem merge înainte. Okay? Odată ce am făcut chestia asta, utilizăm serviciul de AWS Backup ca să facem chestia asta automat. Da? Să nu intrăm noi, ok, stai, azi e luni, azi știu că trebuie să fac backup la resursele respective. Nu ne utilizăm timp într-un mod eficient dacă facem chestia asta. Deci, activăm serviciul AWS Backup, îi spunem, aia este resursa la care vreau să fac backup, îi spun că vreau să fac backup, nu știu, o dată pe zi, o dată pe oră, da, o dată pe săptămână și că vreau să păstrez atâtea zile. Atenție, da, practic e destul de evident, dacă activăm serviciul de AWS Backup și spune că vrem backup-uri oră de oră la o anumită resursă și că vreau să le păstrez un an de zile, costurile vor exploda, da? Pentru că practic ținem acea resursă 365 de zile mulțit 24 de ore pentru o chestie, se adună destul de multe costuri. Da? Deci ar trebui să avem un motiv destul de clar că facem chestia asta. Dar cu siguranță putem să ținem măcar un backup săptămânal, da, pe care să-l ținem timp de, nu știu, o lună sau două, da? Deci să avem 4 sau 8 backup-uri în caz că se întâmplă ceva, să putem să ne revenim, da, cu datele respective. După ce am făcut chestia asta, cu siguranță ar trebui, nu știu, să ne uităm și la faptul, la modalitatea de criptare a backup-urilor, ca să nu aibă cineva, cine nu ar trebui să aibă acces, să nu aibă acces la ele. Și cel mai important uneori ar fi și să verificăm dacă backup-urile noastre încă mai sunt valide. Pentru că am avut situații în care backup-urile, pentru că aplicația întâmpinase o eroare, da, backup-urile erau corupte. Da? Ori dacă avem backup-uri și trăim cu impresia că ok, stai că avem backup-uri și e tot ok, și în momentul în care se întâmplă un dezastru și trebuie să punem backup în funcțiune, backup-ul e corupt, atunci sunt probleme destul de mari. Deci ar mai trebui să testăm din când în când. Hai să vedem, hai să ne punem, nu știu, dacă avem backup-uri lunare, da? Hai să ne dedicăm o dată la o lună sau o dată la două luni să verificăm backup-ul ăla că într-adevăr pot să recuperez datele de pe el. Ca să nu am surprize. Da? Fac un proces din ăsta, o oră, două ore, am testat, am văzut că e tot ok, trecem mai departe. Da? E destul de important să facem și chestia asta. Bun. Cum am zis, hai să prezentăm, să trecem în revistă, da, toate chestiile pe care le-am considerat critice și să ne asigurăm că le și executăm. Lista, deci, în primul și lista esențială. Lista lista esențială. Esențială. Dragi colegi care ați rămas alături de noi și că suntem câțiva, când am vorbit eu cu Cosmin și l-am rugat să prezint această, să zicem, lista roșie, i-am spus ceva de genul, dacă uitați tot din ce ați auzit astăzi, sper că nu, și o să puteți să și revedeți înregistrarea acestui eveniment, măcar ce vedeți în acest moment în fața ochilor, notați-vă și rețineți, dacă puteți să vă ocupați de aceste lucruri, ocupați-vă repejor, sau verificați că sunt activate și făcute. Dacă nu sunteți de specialitate, dar aveți acces la oameni care vă ajută sau sunt furnizori de servicii, verificați cu ei aceste lucruri. Sigur, după aceea mergem și în zona portocalie și zona verde a zonelor de remediere pe care le-a arătat Cosmin, dar aceste lucruri roșii nu sunt opționale. Și nu, ele nu sunt activate cum ar veni default din fabrică în momentul în care ne facem cont. O mărturisesc că noi la Asociația TechSoup am intrat foarte inocenți în acest program. Am fost foarte mulțumiți că, wow, am trecut în AWS for non-profits și am descoperit după vreme pe pielea noastră, nu ni s-a întâmplat niciun dezastru, dar am descoperit că, nu știu, patinam pe o gheață foarte, foarte subțire și cu costuri foarte mari. Și primele lucruri de care ne-am ocupat, nu noi, împreună cu Cosmin, au fost acestea. Așa. Cosmin. Amintiri. Da. Amintiri.
Da, cum zicea Radu, așa e. Și eu le-aș spune acestor lucruri, nu le-aș considera opționale. Ar trebui să fie implementate cam musai, pentru că, în primul și primul rând, nu ocupă foarte mult timp de a face acest lucru și ne asigură o securitate mult, mult sporită. Securizarea userului de root, ștergem cheile de acces, nu stocăm parole și activăm MFA-ul. Dacă intrăm vreodată cu userul de root în consola de Amazon, chiar o să vedem niște instrucțiuni sau niște atenționări de la Amazon că ar trebui să ștergem cheile dacă ele există, da? Sau să activăm MFA-ul pentru userul de root. 2. Ne asigurăm că acest serviciu de audit CloudTrail este configurat și este activ pe toate regiunile, chiar dacă noi lucrăm doar pe regiunea, să zic, de Irlanda sau doar pe Frankfurt. Acțiuni pot fi luate în toate regiunile. Deci noi activăm CloudTrail-ul în global. Setarea se numește că este globală. Pentru partea de securitate a rețelei, ne asigurăm că lăsăm doar traficul care este de interes pentru noi să treacă din internet și dacă avem nevoie, nu știu, de trafic, cum am zis, SSH sau să accesăm direct baza de date, pentru a rula query-uri sau pentru a executa anumite operațiuni și trebuie să facem chestia asta din afară, măcar hai să nu lăsăm acces de peste tot, ci să specificăm IP-ul, da? Sursa de unde venim noi, IP-ul nostru de acasă. Pentru partea de backup-uri, după cum am spus, hai să identificăm și să etichetăm cele mai importante resurse, da, pe care le avem. În primul și în primul rând, poate sunt baze de date, poate sunt discuri, poate sunt bucket-uri de S3 și la partea de bidding să fim notificați în momentul în care AVS-ul consideră că bugetul nostru este depășit, da, un anumit prag, 80%, 90%, putem avea alarme multiple, da, putem pune alarmă la 60%, la 70%, la 80%, da, ca să știm de cât mai devreme, considerăm noi că este de interes să știm aceste lucruri. Bun. Și acum aș dori, dacă tot am trecut în domeniul de amintiri, hai să discutăm totuși ce am făcut cu Radu și cu Asociația Texup în momentul în care am început colaborarea. Acest review pe care l-am făcut noi împreună cu Asociația Texup se numește Well Architect. Da? Este un set de principii și de best practices de AVS. Și el constă într-o discuție și în răspunsul la niște întrebări ca noi să aflăm, practic, starea infrastructurii. Da? Deci am parcurs, nu știu, 10 de întrebări în care am întrebat, ok, cum vă logați în contul de Amazon? Resursele sunt criptate, nu sunt criptate, etc. Da? Acest review este disponibil, da? Puteți să căutați AWS Well Architected și veți găsi multiple informații, dar nu este ceva ascuns. În cadrul acestui proces, cum a zis și Radu, am identificat destul de multe probleme pe partea de securitate, da? și anume că accesul în contul de Amazon era prea permisiv. Nu știam ce se întâmplă cu resursele sau cu acțiunile pe care le întreprindeau utilizatorii și, cum a zis și Radu, erau supraalocate resursele, da, deci să spunem că aveam niște baze de date destul de mari, iar utilizarea lor din punct de vedere a resurselor era sub, nu știu, să spunem 10-15%, deci erau prea mari pentru ce făceau în momentul de față. Ce a rezultat în urma procesului nostru? Deci am avut acest proces de review, am scris un document de remediere, de aia mi se sta pe aceste denumiri de remediere, pentru că așa le numește și Amazon-ul. Și a rezultat în următoarele lucruri. În primul și în primul rând, contul de Amazon este mult mai sigur acum, din punct de vedere al accesului. Am implementat foarte simplu, acel identity provider, deci am conectat identity provider asociația TechSoup cu Amazon și accesul acum se face prin identity providerul existent al asociației TechSoup, deci parole, chestii nu mai sunt managed în Amazon. E din Google, ca să încă nu e niciun secret, la noi este pe Google, deci avem adrese de Google
Exact. Google Apps Professional și nu e, adică e, cum se spune în engleză, seamless, din click-uri mergem, dar este un acces securizat, adică e cu identity provider. Exact, exact. Și am mai implementat și acest web application firewall, fiind vorba de o aplicație web. Acest web application firewall practic previne atacuri cunoscute de pe internet. De exemplu, cineva încearcă să facă, sunt așa numitele tehnici de cross-site scripting, de MySQL injection, și sunt chestii care sunt testate constant pe internet, da, de către mulți. În momentul în care am pus acest web application firewall, el ce face în momentul în care vede o accesare de acest tip, blochează request-ul și, la revedere, nu poate să întreprindă aceste acțiuni periculoase utilizatorii răuvoitori de pe internet. Am mai obținut și destul de repede o reducere a costurilor cu 50%, dar chiar din prima lună, pentru că am scăzut, practic, dimensiunea resurselor care erau supraalocate. Da, și am testat. Deci am scăzut tipul, am văzut, ok, aplicația încă se comportă normal, hai să mai scădem o dată tipul instanței, încă se comportă normal, hai să utilizăm acest savings plan, care e practic un commitment al nostru ca și utilizator, în care știm că, ok, pentru următoarele 12 luni voi folosi tipul ăsta de instanță. Atunci eu o să promit Amazonului că îl folosesc, că îl voi folosi timp de un an, și Amazon îmi dă un preț mult mai bun, da, pe chestia asta, pentru că ne-a luat acest commit. Și există și aceste tipuri de instanțe spot, da, care sunt bune pentru mediile care suportă întrerupere, gen mediile de dezvoltare, și cu o reducere a costurilor de până la 60-70%. Iar ceea ce am reușit să facem, pentru că noi am parcurs practic acest proces de review și am îmbunătățit infrastructura și am demonstrat chestia asta, am obținut un credit de $5.000 pe care am asociat Zetexup, l-a aplicat asupra environmentului lor și asupra aplicațiilor proprii, da? În care s-au redus costurile. Dacă aveți curiozitatea, Case Study, deci, este disponibil public pe pagina noastră, pe care o puteți vedea aici, și puteți parcurge case study-ul cap coadă și să-l citiți în timpul propriu. Referitor la well-architected și ce înseamnă, deci, well-architected poate să-l facă oricine, da? Oricine are un cont de Amazon, oricine are răbdare necesară, poate să intre în Well Architected, să vadă întrebările și să-și răspundă singur, da? Și să-și facă așa o delimitare a ceea ce trebuie rezolvat, ceea ce reprezintă riscul sever, ceea ce reprezintă risc mediu, ceea ce reprezintă risc scăzut, da? Și să ia acțiuni de remediere asupra acestor lucruri în environmentul propriu, fără parteneri, fără noi, fără nimic. Noi unde putem fi de ajutor și ce aducem noi ca și valoare, în primul și în primul rând că avem experiență cu chestia asta și putem să vă ajutăm să rezolvați lucrurile mai rapid. Pentru partea de review efectiv este liber, deci nu cerem bani pentru așa ceva, pentru review și pentru raport, adică noi discutăm, vedem ce se poate remedia și facem acest statement of work care reprezintă, ok, ar trebui rezolvată aia, aia, aia și aia. Da? Dacă ulterior decideți că vreți să ne contractați pentru a remedia problemele, este altă discuție și vom face ofertă de preț acolo, da? Dar până în acest moment nu, din nou, nu percepem pe costuri. Dacă reușim să remediem 45% dintre riscurile pe care le-am identificat. Să zicem că răspundem la 20 de întrebări și din 20 de întrebări am identificat 10 chestii care sunt de risc înalt, care ar trebui remediate. Da? Dacă din aceste 10 identificate am rezolvat 5, sunteți eligibili pentru creditul de $5.000. Da? Deci asta facem noi ca și parteneri. Aici putem fi de ajutor pentru voi. Creditul ăsta de $5.000 este disponibil doar prin lucru cu un partener. Deci puteți face
nu știu, un offset, da, al costurilor de remediere cu aceste credite de 5.000 de dolari, care vin în plus față de ce oferă asociația TechSoup. Nu există nicio legătură, dar una cu alta nu sunt dependente, funcționează absolut independent una de cealaltă. Și cam asta ar fi ce aveam de zis. Acum aștept întrebări, dacă aveți curiozități, cu mare drag răspund. Super, mulțumim. Mulțumim mult, Cosmin. Și avem niște întrebări. Acum o să unele sunt cam din, majoritatea sunt din, după cum așteptam, și din în zona de optimizare de costuri, dar nu doar acolo. O să facem așa. O să luăm două, trei, adică o să adresăm două, trei întrebări pe care le-am colectat și n-am uitat, adică poate publicul a uitat, dar eu n-am uitat că mai avem un chestionar, chestionarul de final. O să luăm două, trei întrebări, o să vă rugăm să ne completați din nou. E un chestionar scurt, nu vă bateți capul, nu e bacalaureat, nu e lucrare de control, ne ajută pe noi foarte mult în termen de feedback și după aceea o să încheiem cu ultimele trei întrebări și vă mulțumim că rămâneți alături de noi. Să începem cu... Avem o întrebare de la... de la prietenul Viorel Frunză din Republica Moldova, pe care îl salut. E o întrebare sugestie. Dacă e o practică ok, dacă facem notificare de consum zilnic, e merită, nu merită, notificările acelea de costum, pragurile, threshold-urile de alerte? Notificarea aia vine, deci ea se configurează după ce vede Amazonul ca fiind forecasted cost, deci cost prevăzut, dar nu este costul actual. Pentru că după nivelul de utilizare, să spunem că în prima zi consumăm, nu știu, 5 dolari, 10 dolari, chestii de genul, și în ziua a treia s-a întâmplat o chestie care duce consum mai mult, el spune ok, având în vedere cum a crescut în ziua asta, s-ar putea ca costurile tale să crească foarte mult, da, să crească exponențial. De asemenea, da, este și posibil ca noi să testăm ceva în ziua aia și să închidem și costurile forecasted să nu fie egale cu cele actuale. Da? Dar odată ce a crescut acest, nu știu, forecast, s-a declanșat alarma și este suficient să facem chestia asta o singură dată. Pentru că ce se întâmplă? Forecast, să spunem că am pus forecast de 80% din 100 de dolari și el își dă seama, ok, aparent o să depășești pragul în ziua a treia. Dacă noi am închis, da, chestia respectivă, va scădea și costul prevăzut. Da? Deci în ziua a patra, costul va scădea sub prag. Da? Și nu se mai declanșează alarma. Și după aia merge. În ziua a șaptea, iar am dat drumul la niște resurse, iar crește peste 86%. Iar primim alarmă. Da? Deci este o chestie care se întâmplă automat. Noi trebuie să ne asigurăm de acel prag o singură dată, să ne punem eventual mai multe praguri, pentru că ele se reglează cumva automat. Nu este nevoie să facem chestia asta noi zilnic, să fim notificați, da? Zilnic de acest lucru. Mm-hmm. Deci serviciul Sper acesta care... Da. Serviciul de alerte anticipează, el previzionează, exact, da, îți spune da, dacă da, da, continui da. În ritmul actual, Exact. Să atingi pragul, exact. Știu cum, mă rog, știu cum e la noi. Noi, nu că vreau să mă laud, că nu e neapărat o laudă. Noi avem, poate știți, pentru cei care ne urmăresc, poate știți, pilonul nostru de educație, textul pentru educație, avem o platformă foarte mare, Predau Viitor, unde facem cursuri. Toate sunt găzduite în Amazon, Predau Viitor, se numește, avem undeva în jur de 20.000 de utilizatori, profesori. Noi, cu toată generozitatea Amazon, suntem pe plată, că consumăm mai mult de 1.000 de dolari pe an, dar am optimizat foarte mult costurile. Mie, de exemplu, că mă ocup de billing și trebuie să mă asigur că sunt bani acolo, mie mi-ajută foarte mult că pot vedea pot vedea undeva deja pe la mijlocul lunii, am consola de billing, căci nu intru pe RUT, pe utilizatorul RUT. Intru acolo la facturare, sunt un soi de mic contabil. Intru și văd cum Amazon îmi spune că
pe finalul acestei luni, pregătește-te, te va costa undeva în jur de, nu știu, mă rog, uneori 300-400 de dolari. Ca management de cash flow este extraordinar de util. Să poți să vezi înainte, nu să primești nota de plată ca surpriză, căci na, știm cum e. Mai avem o întrebare scurtă, dacă putem folosi AWS pentru găzduirea site-ului. Răspunsul este, cred că... Cu siguranță, da. Da, da, de la Radu Savin. Da, cred că e una din cele mai întâlnite utilizări, găzduirea site-ului. Există, dacă pot să dau mențiune aici, există de la Amazon un serviciu care este poate mai util pentru găzduirea site-urilor mai mici, dacă îmi permit, se numește LightSail. Și are niște chestii, e un fel de Amazon mai basic, e un fel de AWS mai basic. Are niște chestii mai preconfigurate, mai ușor de utilizat, da? Și nu ne pune la dispoziție toată suita asta de servicii pe care le-am descris acum. Deci aș recomanda o lectură, da? Sau o investigare a ceea ce înseamnă serviciul LightSail, AWS LightSail. E mai bun pentru aceste tipuri de site-uri mai mici. Super, Cosmin, gând la gând cu bucurie și tocmai aveam o sugestie în comentariu de la Gabriel Aftenie, care îi mulțumim. Exact asta ne spunea și el. Recomand utilizarea LightSail pentru Perfect. Site-uri și aplicații. Cred că o să și scriu aici în comments LightSail ca să marcheze toată lumea. LightSail. Presupun că este simplu de găsit. Deci Da, un serviciu absolut. mai ușurel. O rugăminte, Radu Ghidiceanu, o rugăminte de clarificare. Mărimea consumului în funcție de resursele necesare, adică în general un server de mail și un server de web. Depinde foarte mult chestia asta. Ceea ce aș recomanda, da, pentru că, din nou, dacă ne aflăm în Amazon, este foarte, foarte simplu să schimbăm tipul de instanță. Deci n-aș recomanda niciodată să plecăm de la premiza hai să mergem cu un server mare că poate intră lumea, da? Sau hai să mergem cu un server mare că poate nu merge bine. Nu, nu asta este mentalitatea pe care ar trebui să avem în cloud. Ar trebui să începe cu un server cât mai mic, cu o instanță cât mai mic posibilă, da? Și să testăm. Da? Hai să intrăm să ne configurăm acest server de mail și această pagină pe un T2 micro. Da? Că așa se numesc, așa sunt denumirile în Amazon. Micro, large, small, medium, X-large, 2X-large. Da? Deci hai să nu începem cu un server X-large, că poate intră lumea. Nu. Începem cu un micro sau cu un medium sau cu un small. Vedem cum se comportă, da? Urmărim metricile de consum. Dacă vedem că într-adevăr, nu știu, merge procesorul, stă 90% consum sau discul stă în utilizare maximă, ok, abia în momentul ăla hai să facem un increase la resurse. Acum, ca să-ți răspund concret, ok, dar pentru mine ce e bine? Răspunsul e că nu știu, pentru că nu știu câți utilizatori sunt, nu știu câtă lume intră pe site-ul respectiv, nu știu câți oameni utilizează serviciul de mail. Da? Deci trebuie testat. Da? Trebuie testat, începe cu o instanță mică, testăm, vedem cum se mișcă, dacă trebuie, atunci schimbăm tipul instanței. Deci mergem cumva din aproape în aproape. Exact, exact. Sau cum am formulat-o noi în interior aici la Texu, dacă tu ai nevoie de o mașină cu 4 locuri, nu-ți lua din start un camion de care să care 40 de tone sau un autobuz, că vei plăti. E perfect analogia. Da, mai avem câteva întrebări, dar simt nevoia unui quiz, acelui chestionar și o să rog pe colega Natalia să vă afișeze chestionarul. Primele 3 întrebări veți recunoaște că sunt aceleași de la început, sperăm, vedem dacă am reușit să clarificăm. Și mai avem și câteva întrebări adiționale. La fel, single choice, alegeți un răspuns. Vă rugăm
și completați-le pe toate ca să ajungeți la butonul de submit, pe care o să vă rog să-l apăsați ca să ajungă răspunsurile la noi. Ne ajută foarte mult și ne dă și nouă o pauză de respiro, mai ales lui Cosmin, care îi mulțumesc că ne-a susținut clasa. Se vede chestionarul, sperăm. Așa, și încep să vină și răspunsuri. Uite, fiecare întrebare, un răspuns. Da. Da, vedem și lucruri îmbucurătoare. Între timp, să încerc eu să mai sistematizez din întreb. Da. Și cred că acum am adunat majoritatea răspunsurilor. Ok, vă mulțumim foarte mult. Ne ajută să știm cam pe unde suntem și ce am făcut. Mai aveam, ziceam, o întrebare. Bine, una este despre resurse de învățare și de suport. Sau nu? Nu. Că e o întrebare mai generală. Avem un follow-up. Un follow-up de la Radu Ghidiceanu, concret pe consum, Cosmin. Deci la ce am vorbit mai devreme. Și o să-l citesc așa cum a fost formulat. Mulțumim pentru clarificare. Să revenim cu un exemplu mai concret și fără multe variabile. Depinde. Întotdeauna dăm drumul la un server cu două procesoare de 8 GB de RAM care ține un site de web pe care nu-l vizitează nimeni. Cât costă pe nimeni? Cât costă pe lună? Deci, da. Lista de prețuri pentru instanțe respective este disponibilă la liber dacă îi căutăm pe internet EC2 Instance Pricing. Da? De ce zic chestia asta? Pentru că prețurile diferă puțin în funcție de regiunea unde am lansat. Da? Deci un server poate să fie mai scump dacă l-am lansat în Frankfurt decât dacă l-am lansat în Irlanda sau decât dacă l-am lansat în America. Da? Nu vorbesc acum din nou de 50%, dar diferă. Pentru că aceste costuri sunt percepute pe oră și poate să coste, nu știu, 0,02 cenți pe oră în Frankfurt și poate costă 0,015 în Irlanda. Am dat un exemplu. 2. Acest număr, da, două procesoare cu 8 giga de cu RAM. 8 giga de RAM, da? Ține un site Există, web, nu-l vizitează nimeni. Am înțeles. Să zicem. Da? Să zicem. Există aceste tipuri de instanțe care pot avea procesorul, adică numărul de core-uri, da, la fel 2 cu 8, da, din familii diferite.
Da? Dar să spunem că o instanță de tipul T, care este pentru, să spunem, mai potrivită pentru mediile de dezvoltare sau de non-producție decât una M, chiar dacă au același tipuri de resurse, da, și chiar dacă sunt în aceeași regiune, una poate fi mai scumpă decât cealaltă. Dacă nu intră nimeni, da, ca să răspund totuși concret pe chestia asta, dacă nu intră nimeni și avem nevoie de chestiile astea de două procesoare cu 8 giga de RAM, deși aș începe cu mai puțin, dacă nu intră nimeni, aș începe chiar cu mai puțin, că tind să cred că va porni aplicația și cu un procesor și cu 4 giga de RAM. Dar hai să testăm, hai să vedem, că nu ne costă nimic din punctul ăsta de vedere. Da? Testăm, dăm drumul la o instanță, la un, aș recomanda un T3, cred că small, dacă nu mă înșel, da, pe chestia asta. Dăm drumul la un T3 small, punem aplicația, vedem cum se comportă. Acum, dacă nu se comportă bine, nu înseamnă că va trebui să reinstalezi aplicația din nou, ci pur și simplu din consola Amazon oprim instanța, ne ducem în acțiuni change instance type și în loc de T3 small, îi zicem că va fi T3 medium și pornim instanța. Iar instanța când pornește, pornește cu tot ce avea instalat înainte, doar că pe un tip de instanță cu resurse mai multe alocate. Da? Deci, mie pe acolo sună un T3 small, T3 medium și din nou regiunea unde vrem noi să dăm drumul la resurse. Și aceste două lucruri să lămurim. Această schimbare de instanță bănuiesc că presupune un downtime de... Absolut, se închide, da. Deci, practic, trebuie să dăm turn-off la instanță, schimbăm tipul instanței și dăm turn-on în, nu știu, și câteva minute, două, trei minute, ceva de genul. Și dacă atunci se nimerește să vină acel vizitator, va vedea că site-ul nu este disponibil, dar sperăm că revine. Ce Așa este. Ce e important este că practic e doar un switch, nu se reprogramează, instalează. Exact, exact. Și la fel de important, și cred că e cel mai important în întrebare, este vorba de bani. Vrem să aud cost. Costurile, așa cum v-a spus și Cosmin, sunt disponibile la o căutare de Google. Deci costurile acestor servere, acestor instanțe, sunt afișate de către Amazon la liber. Mai mult de atât, aș recomanda ceva mult mai practic, da, decât chestia asta. Există un simulator de costuri pus la dispoziție de Amazon. Dacă veți intra pe site-ul calculator.avs, așa se numește el, da? Acolo este acest simulator unde putem să ne alegem serviciile respective pe care le folosim. Să zicem că folosim, nu știu, EC2, care e serviciul ăsta de servere, și folosim MRDS, care e pentru bază date. Putem să ne adăugăm acolo serviciile, să le configurăm, să spunem că vor sta instanțele noastre sau serverele noastre vor sta 24 de ore, să spunem că vor avea un disc atașat de 10 giga, să spunem că bazele de date vor avea dimensiunea aia și le lansăm în regiunile respective. Dacă adunăm sau adăugăm aceste informații în calculator.avs, el ne va da costul pe lună și anual pentru serviciile utilizate. Da? Și este destul de stufos acel site, adică putem să punem informații și referitoare la transferul de date, pentru că și el costă, da, dacă scoatem informații din AVS. Putem să punem informații referitoare la, nu știu, IP-urile folosite. În mare ne acoperă foarte multe întrebări referitoare la costuri și la estimări de costuri. Da. Și pentru am pus în mulțumim, Cosmin. Deci am pus în chat pentru toată lumea calculator.avs, sunt disponibile și, da, cu tot respectul pentru Amazon, interesul lor este să aducă clienți și clienții să știe la ce se aștepte. Apropo de costuri, mai aveam o întrebare. Nu o să elaborăm foarte mult pe ea, dar na, suntem într-un mediu ONG. În general nu prea vrem să discutăm, să comparăm cum era, cine câștigă dacă se bate Bruce Lee cu Chuck Norris. Avem o întrebare legată de cum s-ar compara AWS cu costurile de pe Microsoft Azure.
Nu știu, Cosmin, suntem între prieteni, putem să vorbim. Nu e absolut nicio problemă, Radu. Nu e nicio problemă. În primul și în primul rând o să răspund sincer, da, că nu am experiență și nu avem experiență pe Azure. Da? Dacă este să luăm la sfârșitul zilei cei trei mari cloud provideri, AWS, Azure și Google, oferă din perspectiva servicii de bază, adică servere, toți au oferte minunate din punctul ăsta de vedere. Costurile pot să difere chiar, nu știu, foarte puțin. Pentru un anumit serviciu poate să fie AWS mai bun, pentru alt serviciu poate să fie Azure mai bun, pentru alt serviciu poate să fie GCP mai bun. Da? Întrebarea este ce ne dorim noi să facem, da? Și ce vrem noi să facem și să analizăm dinainte, da? Chestiile respective. Dacă noi, de exemplu, luăm decizia, eu cu siguranță voi folosi doar un server, doar o mașină virtuală de dimensiunea aia pe care eu am găsit că este mult mai ieftină în GCP. Absolut perfect, nu este nicio problemă să utilizăm serviciul GCP cu încredere, da, și să rămânem acolo dacă ne satisface nevoile noastre de consum. Da? Nu zice nimeni chestia asta. Întrebarea este mai târziu, dacă vom vrea să creștem, dacă vom avea nevoie să utilizăm unele servicii care poate sunt mai eficiente în OutCloud, poate sunt mai eficiente în Azure, poate sunt mai eficiente în AWS. Să ne gândim că în momentul ăla, când trebuie să facem migrarea respectivă, vom avea niște costuri operaționale destul de, nu știu, legate, ca să nu zic criticate, legate de dimensiunea aplicației pe care o avem la momentul respectiv. Da? Și va trebui să luăm în considerare orele de lucru pentru migrarea aplicației în alt cloud provider. Dacă, nu știu, poate nu mai avem credite și nu ne mai ajută nimeni pe partea de credite pentru a face chestia asta. Toți acești factori ar trebui luați în considerare în alegerea cloud providerului de la început. Ca și cifre actuale, sincer, habar nu am, dar cu siguranță aceste informații sunt, ar trebui să fie publice. Nu mă gândesc că Azure sau GCP ascunde chestiile astea, cu siguranță. Și dacă îmi permis să adaug, din perspectiva, să zicem așa, clientului, a utilizatorului final, dragi colegi, întrebați sau încercați să verificați dacă cei cu care lucrați, presupunând că apelați la un provider, un furnizor de servicii, vorbesc de firmă care să vă facă consultanță, mentenanță, instalare, administrare, întrebați-i la ce se pricep sau pe ce sunt calificați și specializați. Pentru că există un nivel de bază, da? Poți să-ți instaleze cineva să te mute, să te migreze în Amazon sau în Azure, dar na, specializarea vine cu niște beneficii, adică dacă oamenii respectivi au lucrat și se pricep și asta fac, vor ști să folosească un pic mai bine și să configureze un pic mai eficient și mai sigur lucrurile respective. Dacă sunt, și o spun cu toată prietenia, dacă sunt începători, ce veți face este că le veți finanța experiența lor de învățare, adică vor învăța pe banii clientului. Da, dacă aveți suficienți bani să le finanțați unora experiența de învățare, e frumos, e generos, dar cred că nu asta ne dorim neapărat. Adică uitați-vă un pic cine la ce se pricepe, ca atunci când, nu știu, facem o comparație, vă construiți o casă și angajați o echipă de meseriași, vedeți dacă au mai construit case. Sau că dacă au pus doar faianță înainte sau au făcut instalații, nu-i pune să facă zidărie. Mai avem o întrebare, wow, super tehnică. Care ar fi avantajele de a pune un VM, bănuiesc că e vorba de virtual machine, cu WordPress versus SaaS WordPress? Poate n-am știut. Asta este întrebarea. Nu, am înțeles chestia respectivă. E o întrebare foarte bună. Sincer, dar recomandarea mea, dacă utilizarea WordPress este una de bază, și anume vreau pur și simplu o platformă unde să am un landing page, să-mi expun eu niște date, eventual să mai modific eu interfața WordPress cu Elementor, să mai adaug niște chestii. Recomandarea mea este să mergem pe un SaaS, pe un managed service, da, pe cineva care are grijă de găzduirea WordPress-ului,
decât să am eu grijă de instanța respectivă, sincer. Utilizarea WordPress pe AWS, da, are sens, unul la mână, după un anumit număr de utilizatori, și doi la mână, dacă eu ce fac prin WordPress-ul respectiv, plugin-uri, am nevoie neapărat de acces la mașina pe care stă WordPress, ca să pot să intru prin linii de comandă, să fac configurări speciale, să-mi configurez FPM-ul, PHP-FPM-ul într-un mod, să-mi configurez baza de date, cumva chestii. Deci dacă am nevoie de chestiile alea pe care un SaaS provider nu mi le pune la dispoziție, atunci da, îmi pun eu mașina mea. Dacă nu, decât să am atâta bătaie de cap cu, și credeți-mă că am trecut prin multe chestii de genul ăsta cu WordPress, tot timpul recomand, hai să încercăm totuși să vedem dacă putem să punem un manage WordPress undeva pe SaaS, sincer. Că alminteri e cam overkill, adică... E cam overkill, da, exact, exact, exact. Și na, costurile de rulare a unei instanțe s-ar putea să fie mult peste, nu știu, ce ne oferă un SaaS provider de WordPress, da? Pentru că SaaS providerul respectiv, probabil pe un server, nu știu, pune 10 oameni, da? Pe când în AWS, instanța e doar a noastră, dar avem mai mult acces pe ea și s-ar putea să ne coste mult mai mult decât un managed SaaS. Sper că am reușit să răspund la întrebarea asta. Inclusiv eu ca profan, cred că am înțeles, cred că am înțeles și Raymond Ries, pe care îi mulțumim. Da, super. Cam asta ar fi, Cosmin, îți mulțumim mult că ne-am lungit, noi ne propusesem o oră, o oră jumate și ne apropiem de două. Mulțumim foarte mult. Sper că am mai clarificat-o, să ne uităm noi și prin răspunsuri și ce am primit și vă mulțumim mult tuturor celor care au stat alături de noi. Cum vă spuneam, această înregistrare a webinarului va fi disponibilă pe canalul de YouTube al Asociației TechSoup și pe pagina noastră de proiect, Activator de Securitate TechSoup. O să o găsiți și acolo. Mulțumesc, Natalia, a afișat-o în chat. Deci fie că veniți pe pagina noastră de proiect, fie că mergeți pe canalul nostru de YouTube, o să găsiți și această înregistrare în câteva zile. Dacă vreți să o revedeți, noi ne bucurăm. Dacă nu vreți să o revedeți, dar ați reținut câteva lucruri de aici, ne bucurăm de asemenea. Și cum vă spuneam, chiar dacă unele lucruri par un pic tehnice, încercați, citiți, căutați, pentru că nu sunt, cel puțin acele lucruri, acel must checklist, must do cu roșu, nu sunt opționale, nu sunt facultative, sunt un must. Trebuie făcute. Dacă sunteți deja în AWS, dacă vreți să faceți pasul spre acest program, noi vă spunem că merită, adică acele credite pentru majoritatea ONG-urilor, pentru vasta majoritatea ONG-urilor care au 1-2 site-uri de prezentare, poate niște site-uri de proiect care nu fac operațiuni foarte complexe, își merită, practic, sunt arhi suficiente acele credite. Partea frumoasă este, poate aveți pe cineva care vă ajută, poate aveți un furnizor de servicii care vă face mentenanță, vă face întreținere, e minunat, poate veți continua, sigur, veți continua să le plătiți serviciile, dar practic puteți să scăpați cu aceste credite ale AWS-ului, să zicem așa, profitați de generozitatea acestei companii, căci e o companie care își permite să fie generoasă cu ONG-urile din toată lumea. Și în orice moment vă puneți problema de a trece dincolo de zona aceea roșie, în zona de optimizare, în zona ideală, Cosmin și colegii lui de la SafeInit sau alți parteneri AWS vă stau la dispoziție, puteți să-i găsiți, nu sunt, cum vă spuneam, sunt abordabili, chiar dacă sunt într-o zonă tehnică și percepția noastră este că nu avem noi treabă cu zona asta. Sunt deschiși să vorbiți, să discutați, cum ați văzut acel proces de well-architected, bine arhitecturat, cred că ar fi numele, are foarte mult sens, e discuția și diagnoza, să zicem așa, este gratuită, e un proces de învățare, puteți să o faceți și singuri.
Dacă vă decideți că probabil vă ia prea mult timp să vă apucați să șurubăriți singur pe acolo, apelați la Cosmin sau la alți parteneri AVS și da, există inclusiv acel bonus. Cum vă spuneam, AVS-ul, de asta este în afara programului pentru non-profits, practic te recompensează. Dacă vede că ți-ai pus un pic lucrurile în ordine, există posibilitatea de acces, dar doar prin intermediul unor parteneri comerciali, la acel extra voucher de până în 5.000 de dolari. Eu, pentru asociația Textup, eu consider că am meritat. Am practic am investit niște bani ca să câștigăm, iar amortizarea a fost evidentă. Nu trebuie tot să faceți asta, cum vă spuneam, dacă sunteți într-o zonă de 1-2 site-uri de prezentare de proiect, puteți să trăiți liniștiți pe acele 1.000 de credite, sunt arhi suficiente, dar rugămintea este încercați să vă securizați această utilizare și dacă vi se pare că e prea mult sau prea greu să o faceți de unii singuri, măcar să știți ce să cereți. În momentul în care vin, cum se întâmplă frecvent în ONG-uri, vin voluntari, vin oameni care vor să vă ajute cu cele mai bune intenții, trebuie să știți ce să le cereți și care este checklist-ul de verificat. Cum spuneam, ca să putem lucra liniștiți la treburile pe care vrem să le facem în acest sector și să nu ne trezim cu bucurii, între ghilimele, că doar de asta nu avem nevoie. Adică, na, viața e prea complicată ca să ne trezim că ne-a fost scriptat site-ul sau ne-au fost furate datele, dar, după cum vedeți, există și soluții. Nu e totul gri, nu e totul întunecat, avem opțiuni, avem posibilități. Da, vă mulțumim mult și nu știu, sper să ne revedem, sper să ne revedem. Noi o să mai avem câteva masterclass-uri, rămâneți aproape de programul nostru, activatorul de securitate pentru ONG-uri. Aveți pagina de proiect, urmăriți-ne și pe social media. Vă mulțumesc că ați petrecut această după-amiază alături de noi și stay safe, haideți să lucrăm deștept și eficient. Mulțumim încă o dată, Cosmin. Să ne revedem cu toții cu bine.